Bună seara și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii Cap Limpede în studioul Digi24, ca în fiecare vineri seară, gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu, și mulțumesc că ați venit. Vorbeam astăzi după amiază la telefon, într-un moment în care era chiar meciul Simonei Halep. Vă citisem și textul în care sperați să fi fost suficient și să fi ajuns propria ei antrenoare. Din păcate a pierdut. Că a pierdut. N-ar trebui să fie o catastrofă. Nu e prima dată când pierde un meci în carieră și nici ultim. Rău e cum a pierdut. Sunt feluri și feluri de a fi înfrânt. Aici nu e vorba de capacitatea de antrenor despre care vorbeam a Simonei, de a își fi propriul antrenor. Este vorba de niște... E vorba de un blocaj psihic care încep să cred că nu mai poate fi depășit de Simona. Vreodată. Atât de serios? Poftim? Atât de serios? Da, da. Da, el a fost vizibil întotdeauna. E vorba de un soi de frică de a nu se face de râs. Așa ceva vine din copilărie și adânc înrădăcinat, vine din educație. Nu știu, poate și din familie, dintr-o anumită cultură în care a crescut, ideea, în primul rând, să nu te faci de râs. Și dacă vreți, în primul rând, să nu pierzi. Și pe urmă vedem dacă o să câștigi. Ori, din păcate, când vrei, când ți-e frică și vrei, în primul rând, să nu te faci de râs, abia atunci se poate întâmpla să te faci. Ceea ce s-a întâmplat în această seară a fost ceva absolut usturător. Bun, domnule Popescu, dar trebuie făcută totuși o precizare, pentru că or să fie mulți care se uită la dumneavoastră în seara asta și or să vină și or să spună, uite domne, a pierdut, a venit CTP să o calce pe Simona Halep în picioare. Ați lăudat-o pe Simona Halep încă de când și-a început cariera. Ați încurajat-o, i-ați analizat și succesul, și eșecul, și cu blândețe, și cu duritate. Asta să nu uite cei care vă ascultă în seara asta. Ce să uite? Credeți că au probleme de astea cu ținerea de minte în căpșoarele lor? Bun. Cei care ar putea să pună problema în felul ăsta. Domnule Pândaru, deci pe mine nu mă mai afectează de mult ce spun cretineții. Ei sunt foarte prezenți, în special atunci când scriu despre Simona Halep. Știți că acolo să repet, să-și debiteze imbecilitățile. N-au nicio legătură nici cu tenisul, nici cu sportul. Nu asta e important. Important este ce e cu Simona. Singurul care a reușit să o scoată din această încremenire a ei, în frica de a nu greși, frica de a nu se face de râs, a fost Darren Cahill. El a reușit în 2018 la Australian Open și la Roland Garros, a reușit să scoată din Simona o jucătoare îndrăzneață. Atunci îmi amintesc numărul de winere, lovituri direct câștigătoare, incredibil pe care l-a făcut Simona și la Australian Open și la Roland Garros. Ce înseamnă asta? Să înseamnă să iei inițiativa, înseamnă să îndrăznești. Ori ce am văzut cu Ostapenko a fost repetarea aproape identică a finalei din 2017 de la Roland Garros. Același lucru
retururi fricoase la mână pe care i le-a trimis nenumărate letonei și care ce să facă cu ele? O știe foarte bine Simona că urmează imediat o lovitură năprasnică în unghi și pierzi controlul și câștigă adversara punctul. Asta s-a întâmplat, vă dați seama, abia și cu asta am închis, la 5-0, la 0-5 în setul decisiv, Simona s-a hotărât să dea primul ei retur agresiv, decisiv la linie, la 0-5. Ceea ce a și reușit, a făcut punctul. Până atunci nu a avut curajul să riște. Asta este, e trist, nu știu are, ce să zic. Spuneți dumneavoastră, nevoie din nou de un Cahill, de un antrenor? Da, nu de un antrenor, nu de un antrenor, de un Cahill. Are nevoie de un Cahill? De un Cahill, da. Să sperăm că îl va găsi curând. Trecem mai departe în discuția noastră din această seară, domnule Popescu, și vă propun să ne întoarcem puțin la politica dâmbovițeană. O combinație politică puțin sau greu de anticipat acum câteva săptămâni. PMP, domnul Diaconescu de la PMP, fost ministru de externe, la aceeași masă cu Simion de la AUR, discutând despre colaborarea dintre cele două partide, ba chiar o eventuală fuziune. Da, a fost o imagine, trebuie să recunosc, că m-a făcut surprins să tresar. Da. Eu nu credeam că mai pot tresări la ceva. Acum, cu toate că definesc meseria de gazetar prin cuvântul tresărist. Nu? Asta e meseria gazetarului. Să tresară acolo unde ceilalți nu văd nimic deosebit. Dar, da, e o imagine. Vă plac comentariile de politică externă ale domnului Cristian Diaconescu? Le-am văzut chiar aici, pe Digi24. Da, de multe ori a fost o voce rațională, pricepută chiar, cu analize pertinente, de niciodată panicarde sau sărite dintr-o zonă de echilibru. Da. Asta este imaginea diplomatului Diaconescu. A fost ministru de externe al României. A fost colegul meu la școala generală numărul 86. Ați fost coleg cu domnul Diaconescu? Da, am fost colegi. E mai mic decât mine cu câțiva ani. Se uita la noi, cei mai mari, cum jucam tenis în curtea școlii. Este unul dintre puținii, dintre foarte puținii, dintre extrem de foarte puținii politicieni pe care nu i-am disprețuit. Acum, însă, ce să spun? Ce să spun? Știam că domnului Cristian Diaconescu îi plac bordelurile. Dar nu credeam că se duce chiar la AUR. E o metaforă asta nu. Pe care ați rostit-o dumneavoastră, pentru că altfel știți, va trebui să vă atrag ferm atenția asupra acestei acuzații, să aduceți dovezi, iar domnul Diaconescu, desigur, vă poate da un drept la replică pentru această afirmație. Da. Sigur că da. Deci nu credeam că se va duce chiar la AUR. Ca să faci așa ceva, deci acest partid, această, cum i-am spus, formațiune tumorală, nu a fost prin șeful său, domnul acesta G. Simion, nu a fost acceptată, a fost ținut G. Simion pe holuri la Madrid să zgrepțene la ușe la reuniunea partidelor extremiste din Europa, naționaliste extremiste din Europa. Nu e vorba aici de dreapta europeană mare, de
blocul popular european, toate partidele extremiste, nici partidele extremiste din Europa nu l-au primit. Da? În schimb, dacă nu l-au primit la Madrid, domnul Simion se lipește acum cu domnul Diaconescu. Caută, tot timpul caută, vezi? Este ca un abțibild, domnul ăsta Simion. El este un abțibild. El se duce și se lipește pe câte ceva. Vedeți că n-are el, fiind bidimensional personajul, n-are a treia dimensiune. Bidimensional, e un abțibild, de plastic. Și atunci își caută un suport mereu pe care să se lipească. Da? S-a dus la Cugir, Partidul Aur. Da? Oamenii aia care fac grevă acolo, manifestează, au problemele lor cu salariile, revendicări și așa mai departe, imediat s-a dus Aurul, hop, am venit noi, rezolvăm, suntem cu voi. Din fericire, muncitorii serioși de la Cugir au trimis după semințe pe Aur. Da? Acum aud că spune același G. Simion, rezolvăm acum cu RCA-ul, că nu mai pot românii cu RCA-ul și rezolvăm noi cu RCA-ul. Da? Deci mereu să încearcă să facturile la energie, acum nu prea mai au succes cu vaccinarea. Se urcă pe orice subiect care este în imediată apropiere a interesului cetățenilor. Exact. Încercând să mai ciugulească ceva. Și consideră acum că din firma asta, din PMP, se mai poate scoate ceva. Un câștig, oarece. Dar ce face... Bun, asta face domnul Simion, dar ce face domnul Cristian Diaconescu? Un politician pe care până acum nu l-am disprețuit. Deci spune că n-au intrat în Parlament așa ca și cum li s-ar fi întâmplat o nenorocire, o nedreptate. Nu au intrat în Parlament pentru că nu i-au votat oamenii. Asta este. N-au fost votați și n-au intrat în Parlament. Și vor intra acum. Cum? Însă, cumpărând domnul acesta, Cristian Diaconescu, 14 inși parlamentari de la grupul AUR, care cică au avut o iluminare și peste noapte și vor să intre la PMP. Ca să aibă și să fie PMP un parlament. De cum poți să spui așa ceva? Un om pe care îl credeam serios. Cum poți să spui că intri în parlament cu ajutorul lui AUR pe ușa din dos cu 14 inși importați de acolo? Și când faci asta? Când faci asta? Cu câteva zile înainte de congresul acestui PMP, în care ești la cuțite cu concurentul Eugen Tomac. Este acolo o luptă directă de câteva luni. Cei doi politicieni se luptă pentru controlul partidului. Domnul Tomac și domnul Diaconescu. Da, am mai văzut asta foarte recent. Am văzut spectacolul pe care l-am numit Congresul Maimuțelor de la PNL. Numai departe câteva luni în urmă. Am mai văzut asta. Apropo de domnul Tomac, ce spune partenerul domnului Cristian Diaconescu, cu care vrea să fuzioneze, nu? Fusion. Adică fusion, domnul Diaconescu, ce spune în legătură cu domnul Tomac? Zice așa, las că mi-am notat aici, spune așa, AUR face alianță doar cu românii și în rest noi nu vrem să cooperăm cu în viitorul guvern cu un PMP condus de Tomac. AUR nu face alianță decât cu românii. Bun, eu nu sunt exeget al domnului Tomac, nu știu exact să-l descriu, nu-l cunosc, dar să spui că nu e român. Cine spune asta? Domnul G. Simion cu Basarabia e România, da? Care marele militant pentru unire. Păi, domnul Tomac este un român născut în Azernă. Azernă este o localitate din Basarabia de Sud, unul dintre cele trei județe, Ismail,
Ismail, mai sunt Kahul și Bolgrad, care au fost luate de Rusia în 1878, după războiul de independență, și acum aparțin Ucrainei. Este o localitate la câțiva pași de granița românească, deci Eugen Tomac face parte din minoritatea română din Ucraina. A venit în România la 17 ani și și-a desfășurat toată viața și activitatea de atunci aici în, în România. Și acest G. Simion spune că noi nu facem alianță cu, decât cu români. Cu Tomac nu. Noi asta înțelegeți? În fine. În fine. Că în e fine. Un probabil că înțelege domnul Diaconescu. Destul de greu. Dom'le, eu n-am suficientă experiență diplomatică în materie de politică externă, de chestiuni de genul ăsta. Înțelege cu siguranță foarte bine ce zice domnul Simion. Înțelege domnul Cristian Diaconescu. Da. Domnule Popescu, să știți că domnul Diaconescu și-a exprimat dorința de a vă acorda o replică. Vă rog! Este în... N-am mai vorbit de mult. Aici, la Digi24, am mai vorbit. Este în legătură telefonică domnul Cristian Diaconescu în momentul ăsta și îmi permit să-i spun bună seara. Bună seara, domnule Diaconescu. Bună seara, bună seara, domnule profesor. În spiritul libertății de exprimare, desigur, aveți dreptul la o replică. Sper să reușim să vă auzim mai bine. Vă rog. Nu este vorba de o replică. Respectul metodul dumneavoastră este unul special. Doar o singură chestiune de clarificare vroiam să aduc. Nu se pune problema în a pleca nicăieri. Domnul Simion ne-a comunicat faptul că sunt o serie de parlamentari care, cum spun ei, nu se mai regăsesc în Partidul Aur, pentru că nu le împărtășesc valorile și care ar dori să se alăture Partidului Mișcarea Populară. Pentru că mâine s-a hotărât, sau mă rog, au organizat un congres din care se încearcă schimbarea conducerii Partidului Mișcarea Populară, o chestiune absolut democratică, i-am spus domnului Simion să comunice această ofertă partidului. Pentru că președintele nu are mandat și în niciun caz nu poate intra într-o formulă de negociere, oricum pe acest subiect nu s-a negociat nimic. Și l-am invitat să vorbească direct colegilor mei care se aflau în ședință cu noi. Aveam un Consiliu Național, nu era statutar, dar erau totuși colegi adunați, nu era statutar pentru că grupul care organiza debarcarea președintelui nu a asigurat acest statut. Iar domnul Simion a intrat și le-a spus același lucru celor din partid, urmând ca în zilele următoare, funcție de rezultatul congresului, partidul să decide încotro se duce. Nu este nicio negociere, nicio discuție și niciun angajament al meu. Domnule Cristian Diaconescu, nu credeți că domnul Simion, prin simplul fapt că a stat de vorbă cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră, că ați împărtășit acolo idei și sentimente conform statutului UTC, este de mare folos asta domnului Simion în disperata sa încercare de a se legitima, lipindu-se pe tot felul de suporturi, spuneam ca un abțibild, și că i-ați făcut un serviciu în felul ăsta acestui lider al unui partid extremist, un lider violent, un lider agresiv, fizic. Știți toate acestea. De aceea vă întreb, sunteți conștient de ceea ce ați făcut? Domnul Popescu, asta este o decizie pe care urmează să o aibă, în ce măsură evaluează ceea ce dumneavoastră spuneți, partidul în perioada următoare. 5 organizații de la Partidul Mișcarea Populară și ce coincidență, șefii lor sunt între cei care conduc grupul de inițiativă pentru schimbarea conducerii actuale a partidului. Aici vreau să fac o paranteză. Deja sunt acționați în judecată, adică nu improvizez acum. Am acționat în judecată pentru că actele sunt ilegale. Deci, 5 organizații, 5 șefi de organizații sunt deja de facto la Aur. Deci ei au făcut deja judecățile de valoare. Și atunci, dacă ei vor simți nevoia ca în continuare să se afle într-o relație mai mult sau mai puțin, domnule, atunci să facă ei aceste judecăți. Ministru Cristian Diaconescu, decizia de a
de a avea o întâlnire, de a avea un dialog politic, a fost luată de către dumneavoastră până să hotărască partidul. Dumneavoastră, absolut, împreună cu niște colegi, fără să consultați partidul, ați avut această întâlnire cu domnul Simion. Nu este adevărat, domnule Popescu, au fost consultați colegii care, știți ce au spus, să ne dovediți că, într-adevăr, domnul Simion este serios în intenții. Da, domnule Diaconescu, dacă îmi permiteți o întrebare, care este, de fapt, poziția dumneavoastră? Că înțeleg că ne explicați că au trecut niște organizații, că vreți să vedeți care... Dar care e poziția dumneavoastră? Dumneavoastră vreți să stați la aceeași masă și să semnați un acord de colaborare cu domnul Simion? Dumneavoastră personal. În condițiile în care nu mai sunt președintele partidului, eu n-am cum să stau la masă și să semnez nimic. În condițiile în care am responsabilitatea partidului și există o astfel de solicitare, sigur, în timp consult membrii de partid. Aici nu este judecăți personale. Stați o secundă. Repet, față de solicitarea domnului Simion, i-am auzit după aceea pe colegii mei fiind foarte bucuroși. Deci, dumneavoastră personal, ca politician, nu aveți nicio părere? Sau cum? Ca să fie mai clar. Deci, eu sunt judecat acum în contextul acestui partid. Și în contextul acestui partid v-am răspuns. În legătură cu părerile mele personale, eu nu mă dezmint sub nicio formă. De la tot ce am spus, tot ce am susținut și tot ce am pus pentru această țară în ceea ce privește, mă rog, tot ce s-a întâmplat, mai ales în perioada de integrare. Deci atunci, nu mă dezmint sub nicio atunci formă. Dați-mi voie să vă pun o întrebare cu un caracter, sigur, mai degrabă personal. Vă rog. Domnule Diaconescu, având în vedere că n-ați fost un politician oarecare pentru mine în toți acești ani, atât vreau să vă întreb, dacă nu vă e rușine de ce ați făcut, dacă nu aveți acest sentiment cât de cât. Nu. Nu. Pentru că dumneavoastră mă judecați într-o relație personală pe care o cunoașteți foarte bine. Eu ce vă spun este că sunt președintele unui partid și am responsabilitatea să țin seama de ceea ce ei doresc într-un partid, câtă vreme îl conduc. Când nu o să-l mai conduc, atunci o să discutăm strict pe bază de personal. O ultimă întrebare, dacă mai îmi permiteți, domnule Diaconescu, da, aș vrea eu să vă adresez. În cazul în care rămâneți în continuare președinte al acestui partid, veți rămâne președinte al PMP și dacă partidul hotărăște să facă o alianță cu AUR? Aici e o decizie personală, nu are legătură care cu ce decizi colegi. O decizie personală. O alianță cu AUR, așa cum arată acum AUR, nu. Nu ați rămâne președinte al PMP? Da, exact. Și atunci, iarăși revin la prima întrebare, de ce ați chemat AUR la discuții și negocieri? Dacă nu am sunteți... chemat AUR la discuții și negocieri. Cum domnule, n-ați discutat? Am văzut și eu imaginile pe net în care discutați, anunțați, acum va intra domnul George, da? Simion, îl va, da, anunțați colegii, am discutat eu cu el, așa spuneți, am discutat eu cu el și, da, va intra acum. Da, exact. Asta înseamnă că nu am chemat AUR-ul la negocieri, pentru că asta ar fi o decizie instituțională. A venit un șef de partid care a oferit ceva. Și am spus, eu nu sunt în măsură să-ți negociez o astfel de ofertă. Este vorba de niște oameni care spun că vor să se regăsească într-un alt partid conservator. Te rog să comunici partidului. Atât. Bun. Vă mulțumim pentru precizări, domnule Diaconescu, și pentru răspunsuri. Mă întorc la dumneavoastră, domnule Popescu. Ați ascultat explicațiile domnului Diaconescu. Partidul, înțelegem că va avea un congres și că va hotărâ acolo cine este sau cine va fi, cine rămâne, cine va fi nou președinte. Aș mai reține și faptul că domnul Diaconescu a spus un lucru, totuși, că nu ar vrea să fie președinte al unui partid care are o înțelegere politică cu AUR. Nu mai am nimic de spus. Tragem linie asupra acestui subiect și vă propun să continuăm discuția noastră.
un alt subiect care e de luni bune în dezbaterea publică. Și pentru unii e chiar un subiect care îi lovește cât se poate de direct. Facturile. Prețul la gaze, prețul la energie. Ați sau aveți senzația că a avansat guvernul în găsirea vreunei rezolvări, domnule Popescu? Domnule Vândaru, cu siguranță și dumneavoastră aveți același sentiment de oboseală psihică, interioară, în momentul în care reluăm același subiect al facturilor. Asta se întâmplă de luni, de zile. Am obosit noi, tot vorbind despre asta, darmite cei care trebuie să plătească, adică cetățenii ei, ce-or simți dacă noi am obosit tot vorbind și de rezolvat, iată ce se conturează acum. Aud că a ieșit pe ritmul de rock acest domn Câțu, așa. Eu nu știu ce e în capul omului ăsta al lui Câțu. N-am știut niciodată, m-am gândit tot timpul la măsurile lui economice. Cum gândește din punct de vedere economic, fiind prim-ministru și mai departe, dar nu pot să știu, nu mi-am dat seama de ce e în capul lui așa ca om. Este ena oară când vine cu niște ieșiri din astea de un prost gust desăvârșit, da? Un bâlcism cu care ce crede, în clipa în care îl pune melodia aia, I am a man on a mission, da? Sunt un om în misiune. Ce crede el că, adică oamenii care se uită la televizor, ce cred în clipa în care aud pusă melodia asta rock acolo? Nu, dumneata îți bagi joc de noi, nu? Cum poți să faci bancurile astea grotești într-o astfel de situație? Mă rog, asta ține de interiorul domnului Câțu. Cu ce soluție vine? Să se reducă are speranțe și ferma convingere că în Comitetul Central o să aprobe să se reducă cu 5% TVA-ul, 2% CAS-ul sau invers. Așa. Reduceri de taxe ca să fie bani în buzunarele românilor, ca să, ce să facă cu banii ăștia? Să plătească facturile umflate. E cum poți să vii cu un asemenea raționament? Este, în medicină este ca și cum ai da cu alifie peste un furuncul. Da? În speranța că o să se retragă. În loc să bagi bisturiu în el, să-l chiuretezi, să bagi spatula și să termini, așa, dai cu alifie peste el. Cam asta este. Deci un tipic tratament al simptomelor. Cum am spus încă de emisiunea trecută și cu alte ocazii, aici trebuie tăiată rădăcina răului. Rădăcina răului, ce este în fond la rădăcina poveștii astea? Sinistre cu facturile. Dom'le, nu este o chestiune, o criză generată de un element material, structural, de pildă cum este criza mondială a semiconductorilor în acest moment. Da, aia este o criză generată de situația internațională, nu mai sunt semiconductori pe piață, s-au devenit foarte rari și scumpi și blochează industria de automobile și alte industrii. Da, aia este o criză cu cauze obiective în procesul de producție. Aici s-a modificat cu ceva procesul de cădere al unei tone de apă prin hidrocentrala de la porțile de fier? Sau prin altă hidrocentrală? Sau uraniul de la reactorul de la Cernavodă? Sau s-a scumpit? Sau e mai greu de obținut? S-a schimbat compoziția carbonului și hidrogenului din metan? Din CH4? Nu! Nimic din toate astea. Ele sunt totale. Ce vedem este o speculație.
Un proces speculativ în mod evident, cresc prețurile în mod artificial pe acest lanț al producătorilor, al distribuitorilor, ce mai sunt ei acolo? Fără sunt, nicio justificare. Mai sunt și două cauze externe, dar cu siguranță nu sunt totale. Aia e altceva. Cu Rusia, da. Pe de o parte, șantajul geopolitic al Rusiei și, pe de altă parte, ambiția ritmului accelerat al Uniunii Europene de a trece la economie verde. Dar, încă o dată, acestea nu țin de procesul de producție. Și nici nu justifică întreaga creștere. Și nu justifică creșterea aia uriașă. Da? Și atunci, în mod evident că trebuie să acționezi chirurgical, să tai la rădăcină, să reglementezi acele prețuri. Nu să te apuci acum să le dai bani cetățenilor ca să plătească speculația, în fond. Pentru că banii ăia în plus, ăia se duc undeva. Păi, să știți, undeva, Popescu, de la facturi. Culmea este că, în mare parte, banii ăia în plus se duc tot în misteria statului român. În misteria statului, da. Care controlează, e acționar majoritar în mare parte, din producătorii de energie electrică. Și atunci, în loc să stopezi acolo, da, la sursă, la sursa răului, în loc să stopezi acolo procesul, te apuci să o iei, nu, epidermic. Cu CEAS-ul și cu asta este, după părerea mea, aplicând o logică economică pe care cred că o înțelege fiecare cetățean, este o măsură greșită asta. Adică nu cred că va da rezultate. Domnule Popescu, haideți să luăm o scurtă pauză și continuăm discuția după. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. Ne întoarcem. Ne-am întors cap limpede, continuă gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu în studioul Digi24. Discutam despre facturi, domnule Popescu. Săptămâna trecută am discutat despre acea idee a ministrului de finanțe de a impozita românii care au mai mult de o mașină sau o casă, suplimentar pentru a doua mașină, a doua casă și spuneați că aveți o completare de făcut. Tot felul de idei pe care le-au domnii de la guvernare. Am avut tot felul de reacții după aceea, după emisiune, și de aceea cred că trebuie să fac o precizare, domn. Vă rog. Oamenii zic așa, domne, dar ăla care are trei case, care are trei mașini, nu le are de furat, domne? Asta a fost frecvent, a apărut această idee. Păi, eu n-am discutat nicio secundă despre legalitatea bunurilor dobândite de persoana respectivă. N-am discutat în emisiune despre așa sigur, ceva. Dar dacă este, bunul este achiziționat din bani furați, trebuie confiscat, nu taxat. Dom'le, mai mult decât atât, reamintesc telespectatorilor o prezumție pe care am mai enunțat-o aici, în emisiuni, de-a lungul timpului. Cu siguranță vă amintiți, domnule Pândaru, prezumția de vinovăție. Bun. Care da, trebuie să funcționeze. Nu aș susține și cu care nu sunt. Foarte bine, dar eu pot să o enunț. Și anume, sigur, cine are avere de la un anume nivel care se stabilește în România în sus, poate fi cercetat de organele îndrituite fără să fie nevoie de o sesizare penală sau ceva. Da, asta se întâmplă și acum. Se poate întâmpla și acum. Dom'le, nu împiedică nimeni niște fiscul să facă aceste verificări. Să vină și ce venituri și ce bunuri. Exact. Nu știu dacă poate să facă lucrul ăsta pur și simplu. Și da? Și să vină și să te întrebe. Dom'le, ai trei case, trei mașini. Cum le-ai dobândit? Și tu să fii obligat să răspunzi. Da? Dacă ești în regulă, ești în regulă. Deci asta numesc eu, pentru că având în vedere ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani în România, cine are avere în România are și o probabilitate mare să fie, mai mare decât nu, să fie defurat. Și atunci să fie, domne, cercetat. Dar de ce vii, cum vrea domnul ministru de finanțe Căciu, de ce vii și pui această sancțiune, ca o sancțiune sub supraimpozitarea, pe niște oameni pentru simplul motiv că au trei case? Deci nu știi despre omul respectiv că a comis ceva ilegal. Simt, deci, de ce? Asta, de-aia spuneam că este o măsură de natură
comunistoidă. Asta, să îl sancționez pe ăla pentru că a acumulat mai mult în această societate. Cred că acum este cât se poate de clar. E perfect. Vreau să rămânem tot la o discuție despre bani, bani europeni de data asta. PNRR-ul. Continuă iarăși aceeași discuție legată de negociere, renegociere, e bine, e mai mult, e mai rău, în ciuda mesajelor cât se poate declare ale Bruxellesului că nu se poate renegocia, cel puțin în etapa asta. Deci discuția legată de renegociere continuă. Rezultatele vizibile ale banilor din PNRR nu prea apar însă. Ce spuneam astă toamnă, când s-a ivit PNRR-ul, chiar a devenit real, o să avem banii ăștia, 30 de miliarde, spuneam că am câștigat un elefant la loto. Așa spuneam despre PNRR. Că, da, avem acești bani și nu o să știm ce să facem cu ei. Mă gândeam la ce spunea Andrei Mihalkov Concealovski. Spunea, a venit la București, a fost o întâlnire extraordinară cu acest uriaș artist și spunea la un moment dat vorbea despre capcanele secretele meseriei de regizor de film și spunea, să știți că mi-a fost cel puțin la fel de greu să fac un film când am avut prea mulți bani, la fel ca în situația în care am avut prea puțin. Cam asta e și aici. Deci au venit banii ăștia și iată la ce asistăm acum. Deci să ceartă în loc să principala preocupare să fie în momentul de față să aplici acolo și să aduci banii. Să facem. Să facem ceva. Da? Asta trebuie să fie. Acum avem probleme cu pensiile, că de ce 9,4, că și-au pus ăștia USR-ul, mă rog, cu Ghinea, acolo tot felul de consultanți, am văzut 25 de milioane de euro la Ministerul Sănătății, la un proiect de 5 milioane de euro. O fi, n-o fi așa. Bun, să se cerceteze, să se vadă dacă este în neregulă. Asta este o chestiune de competența DNA, nu? Sau poate chiar a parchetului european. Domnule Cuveși, da? Dar ce, bun, să se facă asta, să se verifice, da, într-adevăr, dacă este acolo o corupție, trafic de influență, s-a pus acel 25 de milioane de euro, dar ce faceți între timp? Ce faceți cu PNRR-ul? Aplicați ceva, scoatem ceva, facem ceva? Da. Ce să face cu gazul din, ați auzit de măsuri luate azi noapte, acum, în extremă urgență, întâlnire, CSAT, guvern, în fiecare zi, cum facem să operaționalizăm legea offshore, să o aplicăm și să înceapă exploatarea de gaz în Marea Neagră, care ar fi într-adevăr o măsură la rădăcina răului, nu să scazi CSAT-ul și TVA-ul. Ați auzit ceva? Nu am auzit nimic. Au fost niște discuții, sunt reglementări în Parlament, dar tot politicienii au întârziat. Operaționalizarea acelui extremă urgență, nu? Să faci treaba asta. Nimic. Da. Nu se mișcă nimic. Da, asta e cu PNRR-ul. Lipsa concreteței este una dintre bolile majore ale clasei politice din România. Nu interesează, de fapt, banii din PNRR, pentru că nu vin la ei banii ăștia, pe politicieni, n-au cum, îi interesează să scoată un capital, dar nu ăla bănesc din PNRR, ci capital de imagine. Din fiecare, vedeți, încearcă PSD-ul să spună, domne, noi apărăm pensionarii, nu se poate 9,4, Câțu, domne, nu se poate, nu plafonăm prețurile la energie, venim cu CSAT-ul, scăderea CSAT-ului și așa mai departe. Fiecare încearcă să câștige capital politic în vreme ce românii pierd bani. Da? Cam asta este ecuația. Românii pierd bani, politicienii încearcă să câștige capital politic.
Foarte pe scurt, domnule Popescu, o să vă invit să discutăm și despre desfințarea SIJ, secției speciale, da. Aceea care este, în fine, negociată și discutată și cu da, autoritățile despre, europene. Sigur, despre Gestapo, vreți să discutăm, Geheime Staatspolizei, despre asta vreți să discutăm, da? Eu nu uit că am, încă se întâmplă să mai am o memorie bună. Această formațiune a fost inventată peste noapte cu două scopuri. A fost inventată de Dragnea, de PSD-ul lui Dragnea, cu două scopuri. Unu, să îi albească dosarele lui Dragnea prin mecanismul, dacă e un magistrat pomenit undeva la fila 256 în dosarul lui Dragnea, trage în dosarul Dragnea de unde este el, de la DNA, și l-aducem la SIJ. Și pe urmă știm noi ce facem cu el. Și în general, oriunde este agățat o coadă de grefier într-un dosar, tragem dosarul la noi, al respectivului, și știm noi ce facem cu el, dacă bă, ăla e băiat de treabă sau nu. Și doi, al doilea obiectiv, sau poate primul, a fost arestarea Laurei Codruța Kövesi pentru a o împiedica să meargă la Bruxelles, vă amintiți? Pe aeroport a fost războiul psihologic acolo, n-au avut suficientă snagă să o aresteze pe aeroport ca să o împiedice să ajungă să-și dea examenele, interviurile și să ajungă ceea ce este astăzi șefa parchetului european. De aceasta, din aceste două motive, a fost fabricată, da? A fost bricolată această așa zisă secție. De ce îi spuneam atunci Gestapo? Pentru că nu răspundea în fața nimănui. Asta era extraordinar. Ăștia se controlau ei pe ei. SIJ-ul. N-aveau niciun fel de superior ierarhic. De superior. Deci, ca să desfințezi o asemenea structură care de o artificialitate strigătoare la cer, da? Trebuie acum, din pricina iarăși a negocierilor nesfârșite între PSD, PNL, și mai departe, în primul rând între astea două, trebuie să vii cu soluții de genul ăsta, dai la parchetele teritoriale, la parchetul general, în 16 locuri, o răspândește acolo. În primul rând că asta, SIJ, conținea niște oameni, niște magistrați, procurori. Niște procurori. Acești înși, după părerea mea, numai niciunul dintre cei care s-a aflat în structura aia SIJ, care a fost inventată atunci, nu mai avea ce să caute în magistratură. Niciun procuror care a acceptat să intre în ticăloșia aia și știa foarte bine ce e acolo. Da? Deci pur și simplu trebuiau luați oamenii de acolo și trimiși, nu știu ce o să facă cu ei, că există lege acolo unde sunt distribuiți. Da? Era vorba de oameni, de înși ăia, care n-aveau ce căuta, puțin de altfel, și care n-au făcut aproape nimic. Și pentru această nimicarniță otrăvită de SIJ, vedem acum ce mari mijloace se dezvoltă, e trimisă în parchetele generale să ocupe. Eu am o singură întrebare, domn, aici. De ce se mai numește, de ce se numește DNA, de ce se numește Direcția Națională Anticorupție? Este singurul organism judiciar care se numește așa, Direcția Națională Anticorupție. Ăsta este obiectul ei de activitate. Deci cu asta se ocupă. Există DICOT. Acolo este crimă organizată, se investigează alte lucruri. Există parchetul general. Singura care are acest obiectiv e DNA. Și atunci de ce să iei acest obiectiv? Ce motiv ai să-i pui pe magistrați, pe judecători, pe procurori și chiar pe procurorii DNA? Ce motiv ai să-i pui pe altă treaptă decât ceilalți cetățeni? Ce motiv ai, văd acum, să-i pui pe judecătorii curții constituționale, care nici măcar nu sunt magistrați, niște persoane numite politic acolo, și să-i pui și pe aceștia să-i scoți de sub capacitatea de cercetare a DNA, să-i pui la aceste parchete SIJ răspândite prin
prin teritoriu. Păi, de ce mai... Atunci să reducem atribuțiile, să spunem clar, Direcția Națională Anticorupție se ocupă cu anticorupția, cu excepția cazurilor în care nu se ocupă, pentru că așa decidem noi. Cine? Noi? Guvernul PSD-PNL. Domnule Popescu, o să continuăm discuția și despre acest subiect. Timpul nostru, din păcate, s-a încheiat în această seară. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult. Sper să reușim să discutăm și despre Rusia săptămâna viitoare. Astăzi dezbatem subiectul după o scurtă pauză. L-avem pe primarul Clujului, Emil Boc, iar de la 21 și 30 de minute prin Skype secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Rămâneți alături de noi.